Deseori, tinerii care părăsesc sistemul de protecție sunt dezorientați și nu știu cum să aibă grijă de venitul lunar pe care reușesc cu greu să îl câștige. Unii dintre ei, fără un loc de muncă, se trezesc pe străzi și nu știu încotro să se îndrepte. Pentru aceștia, azi, în Baia Mare, în prezența ministrului Muncii, a fost inaugurat centrul Tranzit. Și noi, când am fost tineri, am avut părinții, am avut familia care ne-au ajutat, ne-au lăsat să mai stăm acasă cât am avut nevoie. Și am luat viața în brațe altfel și am putut să ne păstrăm capul pe umeri, picioarele pe pământ, pentru că am avut parte de sprijinul familiei. Acest centru de tranzit, ceea ce Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare face prin preluarea în structura proprie a acestui centru de tranzit pentru tineri, e tocmai faptul că le oferă tinerilor care sunt printre cei mai vulnerabili din țara noastră o alternativă de a începe cu dreptul în viață. Centrul a fost construit de Fundația Hope and Home for Children România. Capacitatea acestuia este de 19 locuri pentru tot atâția tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului. La inaugurare a fost prezent și ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Acesta a punctat faptul că sunt probleme în sistemul social, însă se încearcă treptat rezolvarea acestora. Ceea ce se întâmplă astăzi aici este neapărat o rezolvare. Discutăm de 19 copii față de peste 3.000 de copii care ies în fiecare an din zona instituțională. Dar cred că acest simbol pe care îl dăm de preocupare, de coeziune, de a încerca să putem să ne gândim că până la urmă dacă vrem să ne uităm în oglindă și să recunoaștem problemele societății, înseamnă să recunoaștem că acești tineri au nevoie de sprijin. Atunci putem să progresăm în această societate. O societate care își dorește într-adevăr un viitor dezvoltat. Este o societate care își recunoaște problemele și nu le pune sub preș. Asta este foarte important de reținut. Al doilea lucru este vorba de colaborarea între sectorul privat și sectorul public. Oamenii politici ai județului Maramureș au felicitat inițiativa HHC România, având în vedere că aceasta a contribuit la închiderea a peste 50 de orfelinate de acest tip din țară. Atât de multe lucruri s-au schimbat în domeniul asistenței sociale prin faptul că oameni cu energie au pornit de aici din Baia Mare proiecte care apoi s-au implementat la nivel național, încât eu cred că cu toții trebuie să fim mândri. Ne dorim să avem în fiecare cartier un astfel de centru în Baia Mare și chiar în județul Maramureș. Vreau să vă spun că instituția prefectului este și va fi alături de toate instituțiile, fundațiile, asociațiile care investesc în asistență socială și ne dorim să ne implicăm cât mai mult. Știm foarte bine că Maramureșul, cel puțin la nivelul regiunii Nord-Vest, este unul dintre județele care s-a implicat cel mai mult în asistență socială. Fără părinți sau familie care să-i sprijine, primii beneficiari s-au instalat în garsoniere. Aceștia vor începe de acum să se gândească la viitorul lor, având deasupra capului un acoperiș cel puțin pentru un an de zile.